De ce v-ați bătut joc de copile, fetițe? Vă pare rău de ce ați făcut? Am fost. Regretați acum? Regret, să spun. Ororile au început în anul 2009, atunci când cea mai mare dintre fete abia împlinise 12 ani. Copila a îndurat ani la rând umilințele la care o supunea tatăl ei. Fata a fost violată în mod repetat, dar nu a avut curaj să-i mărturisească mamei coșmarul prin care trecea. Trei copii de sex feminin au fost victimele abuzului sexual în familie, respectiv incest, în sensul că tatăl lor avea un comportament destul de abuziv și neglijent în același timp față de cele trei fete cu vârsta cuprinsă între 12 și 16 ani. Abuzul sexual a fost întreținut de aproximativ 4-5 ani. Formele de violență la care au fost supuși copiii sunt descrise de către copii destul de dramatic. Au trăit intens iminența morții și a fricii, în sensul că moartea a fost trăită de fiecare copil atunci când mama era bătută în prezența acestora. Forma de intimidare, de șantaj, de ridiculizare și chiar agresarea fizică a celor trei fete se făcea destul de des, atât pe fondul consumului de alcool, cât și atunci când el era, să zicem, lucid. Fiica cea mare, la 15 ani, a fugit de acasă și s-a măritat. De atunci, tatăl a pus ochii pe cea mai mică dintre fete în vârstă de 12 ani. Fata a fost violată de mai multe ori, fără ca mama ei să-și dea seama ce se petrece. Cu aia care am trecut un raport sexual și cu aia mai mare. Ana, una dintre ele doar ați încercat. Da. Nu știam treaba. Că dacă eu, poate, dacă știam de atunci, reclamam. Sau plecam, îmi luam copiii, plecam, îl lăsam singur. Asta era. Dar dacă n-am știut și nici n-am băgat cum să bag de seamă, că nu era de la acasă să facă. Iar ce-au făcut, au făcut pișăți, pe dealuri, cum au fost covacele. Bărbatul ar fi continuat să-și bajocorească mezina dacă recent nu ar fi încercat să o violeze pe copii la mijlocie de 13 ani. Numai că aceasta a reușit să sară pe geam și să scape. Speriată, fata a mers la școală și a povestit dirigintei drama pe care o trăiește acasă, iar conducerea școlii a anunțat imediat poliția. Le-a chemat personal în cabinetul de educație fizică, unde a încercat, a discutat cu fetele. Și în urma discuțiilor reieșite s-a văzut clar că fetele sunt abuzate de către tatăl lor, tatăl lor biologic. În acel moment, doamna dirigintă a venit la mine, mi-a expus cazul și am luat toate măsurile necesare foarte rapid, într-un timp foarte rapid, am luat toate măsurile necesare. Polițiștii au fost sesizați de reprezentanții unei unități de învățământ din Comuna Băcani cu privire la posibile agresiuni sexuale săvârșite asupra două minore în vârstă de 12 și respectiv 13 ani din aceeași localitate, faptele fiind săvârșite de un bărbat în vârstă de 42 de ani, care este și concubinul mamei celor două minore. Din cercetările efectuate până în prezent de polițiști, a rezultat faptul că bărbatul a întreținut raporturi sexuale cu minora în vârstă de 12 ani și a încercat să întrețină raportul sexual cu cealaltă minoră. Cele două fetițe, dar și ceilalți patru frați cu vârste cuprinse între 6 și 10 ani au fost duși cu toții într-un centru pentru minori. În momentul de față, pentru cei 6 copii ai familiei, s-a luat măsura securizării acestora din punct de vedere psihologic și social. Beneficiază în prezent de servicii de consiliere psihologică și terapie în vederea echilibrării stării psihoemoționale și afective. Bărbatul a fost arestat pentru viol, incest și tentativă de viol și riscă până la 25 de ani de închisoare. Ce spuneți, e meritată pedeapsa asta? Riscați până la 25 de ani de închisoare.